Doamne, ia-mi Tu viața mea, imn de slavă pune în ea. Amin. Mulțumim pentru momentele de gândire muzicală în care am putut să ne căutăm pe noi și să-L căutăm pe Dumnezeu. Bine ați venit și dumneavoastră. Facă cerul ca seara aceasta să fie o seară deosebită în care cuvântul Său să ne vorbească. Mă frământă mai departe viața noastră ca oameni și de asemenea șederea noastră înaintea lui Dumnezeu, căutarea Lui în lupta noastră de fiecare zi între biruințele pe care ni le dă Dumnezeu, între căderile pe care uneori ni le pricinim noi înșine. Sunt încă la David, la acest prototip al Domnului Iisus Hristos și încă mă urmărește gândul că viața lui este o ilustrație completă sau o lecție desăvârșită pe care fiecare dintre noi ar trebui să o învățăm în legătură cu neprihănirea și păcatul. Ideea de a ne dezlipi de tot ceea ce înseamnă lațul ispitei și al păcatului, pe de o parte, iar pe de altă parte, șansa extraordinară a neprihănirii noastre înaintea lui Dumnezeu. Pentru început, înainte de a intra în problematica studiului din seara aceasta, vă invit să citim două paragrafe din ceea ce David vorbește el cu gura lui. Cântarea lui David din 2 Samuel, capitolul 22, de la versetele 33, deci 2 Samuel 22 cu 33 mai departe. Auziți cum vorbește el despre Dumnezeu și care era relația lui David cu Dumnezeu la un moment dat. Dumnezeu este cetățuia mea, cea tare. El mă călăuzește pe calea cea dreaptă. Nu face picioarele care cale cerboaicelor. El mă așează pe locurile mele cele înalte, îmi deprinde mâinile la luptă, brațele mele întind arcul de aramă, Tu îmi dai scutul mântuirii Tale și ajung mare prin bunătatea Ta. Ce frumos! Observați cum împletește David victoriile sale cu mântuirea lui Dumnezeu. Zice aici, Tu îmi dai scutul, ați observat scutul mântuirii Tale. Scutul, așa cum știți, este o armă defensivă, este numai pentru apărare. Nu poți să ataci cu scutul. Și el spune, vorbește despre scutul salvării, scutul mântuirii. Tu îmi dai scutul mântuirii Tale. Mântuirea este văzută ca o protecție pe care Dumnezeu i-o dă lui David și sufletește, dar și în problemele vieții lui. Lărgești drumul sub pașii mei și picioarele mele nu se clatină. Invincibil David aici. Nu se poate clătina. Este extraordinar. De ce? De la versetul 21. Pare puțin pretențios, dar e un secret aici. Domnul mi-a răsplătit după nevinovăția mea, mi-a făcut după curăția mâinilor mele, căci am păzit căile Domnului. Nu m-am făcut vinovat față de Dumnezeul meu. Toate poruncile Lui au fost înaintea mea
și nu m-am depărtat de la legile lui. Nu vi se pare că se cam laudă? Nu vi se pare că se cam laudă? Vreau să vă întreb, e realitate sau e vorbă? Până în momentul acesta e realitate. A fost viața lui David până aici, până când el cântă. Cântarea lui David, aici spune că este momentul când l-a izbăvit Domnul din mâna vrăjmașilor lui și din mâna lui Saul. Este momentul când David avea încă nevoie de Dumnezeu și îl văzuse pe Dumnezeu la fiecare pas. În această relație cu Dumnezeu, David spune, a fost extraordinar, Dumnezeu m-a condus, Dumnezeu mi-a întărit picioarele, mâinile mele au întins arcul datorită lui. Și vă rog să vedeți acest dialog, aproape cauză-efect. David vede că Dumnezeu îl ajută și se îndrăgostește de Dumnezeu și ca răspuns al dragostei față de Dumnezeu zice, am păzit. Poruncile lui au fost înaintea ochilor mei. E ca și cum, cred că problema asta se rezolvă dacă refrazăm totul spunând așa, poruncește, Doamne, că vreau să te ascult. Cam asta a fost situația lui David, viața lui David. Mai spune-mi, Doamne, ceva, că vreau să te mai ascult odată. Dispoziția ascultării lui David a fost fenomenală, extraordinară, se afla în sufletul său și se baza pe dragostea pe care David o avea față de un Dumnezeu care fusese cu el în fiecare moment. Vă aduceți aminte de modul în care îl recomandă Dumnezeu pe David? Spune, am găsit un om după inima mea și spune mai departe, care va împlini toate voile mele. Foarte profund. Dumnezeu știe că David este atât de mult legat de el, încât David caută voința lui Dumnezeu. Caută ce îi place lui Dumnezeu. Este interesat să descopere zona în care Dumnezeu își revarsă bunătățile și iubirea și se așează exact acolo. El spune, aici mă așez eu. Asta a fost premiza cu care David pornește în viața lui. Când Dumnezeu îi spune, te-am luat de la oi datorită faptului că acolo ne-am întâlnit. La oi David s-a întâlnit cu Dumnezeu. La oi David a început un legământ cu Iisus Hristos. Acolo. Acolo unde poate să fie oricare dintre noi. Oricine dintre noi poate să fie la oi. Dacă pe David l-a luat de la oi, înseamnă că Dumnezeu poate să ia pe oricine. Pentru că mai jos decât oile, nu știu dacă mai este cineva. Dacă cumva te simți că Dumnezeu ar putea să nu te ajungă, să nu te atragă, să nu vină la tine, atunci adu-ți aminte de David, că Dumnezeu s-a întâlnit cu David la oi și că l-a luat de acolo și a mers mai departe. Aceasta este o perspectivă foarte frumoasă a lui David. Versetul 24 spune, am fost fără vină înaintea lui, m-am păzit de fără de legea mea. Foarte interesant, David spune, m-am păzit de fără de legea mea. David recunoaște că în sine se află un potențial de fără de lege. David recunoaște că el s-a luptat cu înclinațiile sale, dar el spune, m-am păzit de fără de legea mea. Ascensiunea lui David și relația lui David cu Dumnezeu n-au fost fără sacrificiu și fără luptă din partea lui David. David spune, repet, m-am păzit de fără de legea mea. De aceea Domnul mi-a răsplătit nevinovăția mea după curăția mea înaintea lui. Încă o dată, seamănă
cu un fel de laudă, dar e o laudă frumoasă. În același fel vorbește și Iov. Exact la fel. În același fel ar trebui să vorbim și noi. Limbajul acesta aparține omului neprihănit. Pentru cel ce cunoaște legea lui Dumnezeu, avantajul major este faptul că el știe când se află în zona după voia lui Dumnezeu și când se află în zona în care nu este după voia lui Dumnezeu. Întotdeauna omul care este conștient de voința sau legea lui Dumnezeu, întotdeauna se duce la voința lui Dumnezeu și îl întreabă pe Dumnezeu și întreabă pe legea sa, este bine unde sunt eu acum? Și întotdeauna legea lui Dumnezeu și voința lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, îi spune, ești bine sau nu ești bine? Astfel încât omul care îl iubește pe Dumnezeu și cuvântul său, niciodată nu este în dubiu, oare sunt bine sau oare nu sunt bine? Lucrul ăsta nu ajunge la el. Nenorocirea celor ce sunt fără legea lui Dumnezeu este că în zona fără legea lui Dumnezeu oricine te poate acuza că ai greșit. Și oricine se poate considera că este bine. Neînțelegerea este majoră. Citeam despre cineva care spunea că a ținut mâna afară pe fereastra automobilului în momentul în care a trecut pe lângă o manifestație pe străzile orașului său. Iar cei care manifestau au văzut în faptul că el ținea mâna afară un semn împotriva lor. L-au reclamat și omul a fost dat afară de la serviciu. Comentatorul spunea mai departe, zice, așa este când nu mai știm când greșim și când nu greșim. Așa este când suntem într-o zonă fără de lege, adică nimeni nu știe ce este bine și ce este rău. Scoți mâna pe geam, nu e bine. Nu scoți mâna pe geam, nu este bine. Oricine te poate învinovăți și tu n-ai nici măcar posibilitatea să spui că nu e așa. Dar aș trece de paranteza aceasta și aș încheia cu versetele 26 și 27, cu cel bun tu ești bun, cu omul drept te porți după dreptate, cu cel curat ești curat, cu cel îndărădnic te porți după îndărădnicia lui. Aparent în toată această prezentare nu se vede harul. Aparent, nu se vede harul. Adică te porți bine cu cel ce este bun, te porți rău cu cel ce este rău. Harul unde este? Și mă întorc la partea de început. Harul este acolo unde Dumnezeu îl călăuzește pe calea cea dreaptă, îi face picioarele care cer boaicelor, îl așează în locurile cele înalte, îi deprinde mâinile în luptă, brațele lui întind arcul, îi dai scutul mântuirii tale și David se îndrăgostește de Dumnezeu. Și David spune, ai ales un om pe care îl iubești. Foarte frumos. David spune despre sine, eu sunt omul iubit de Dumnezeu. Unde-i harul? Aici. Și în momentul în care David spune, eu sunt un om iubit de Dumnezeu, în momentul acela, tot ceea ce se întâmplă este rezultatul iubirii, este rezultatul dragostei. Repet, faptul că el păzește poruncile lui Dumnezeu este rezultatul iubirii. Faptul că el este nevinovat este rezultatul iubirii. Faptul că el trăiește în mod excepțional este rezultatul iubirii. Și acum
mă opresc aici și întreb, dar păcatul lui David, rezultatul a ce a fost? Binele lui, neprihănirea lui, este rezultatul relației lui cu Dumnezeu și rezultatul harului. Bine, bine, dar când se prăbușește și când păcătuiește, ce se întâmplă? Da. Și vom începe altceva acum. Vă aduceți aminte ultima dată când am studiat despre David? Am ajuns la concluzia că David a ajuns să trăiască sindromul regelui. Și sindromul regelui este acesta. Eu am voie că sunt rege. Tu n-ai voie. Știți când s-a văzut lucrul ăsta? S-a văzut în momentul în care Natan a venit la el și a spus pilda aceea cu un om care era sărac, n-avea decât o mielușa și lângă el era un bogat cu turme destule. Și bogatul a luat și mielușaua celui sărac. Și în momentul acela David se ridică și face dreptate, în timp ce conștiința lui era sub focul propriei sale probleme care nu era rezolvată. Deci ce face David? David spune celorlalți ce trebuie să facă. Nu își pusese în ordine viața lui. Asta este sindromul regal. Regele are voie, că de-aia este rege. Eu am voie. El nu. Vreau să vă întreb, aș pune o întrebare și aș vrea să gândiți la ea. Modul ăsta de a gândi nu cumva face din păcat un privilegiu regal? Nu cumva păcatul se transformă într-un privilegiu? Se transformă sau nu? Cine are privilegiul ăsta? Poftiți? Regele. Păi și eu de ce să nu-l am? Și păcatul devine de dorit. Auziți, Estera, capitolul 1, versetele 3 la 4. Ahasveros, marele împărat persan, dă un ospăț pentru că el vrea să arate lumii întregi că el este cel mai mare ce? Știți cât a durat ospățul? 180 de zile. Cât sunt astea? 6 luni. Ce a vrut să demonstreze împăratul Ahasveros când a dat un ospăț de 6 luni de zile? Că era bogat. Da, sigur. Altceva? Probabil că ar fi fost scris în cartea recordurilor ca fiind cel mai petrecăreț împărat. La curtea lui se duce cel mai bine. Cum se poate demonstra că într-un loc e bine? Cum se poate demonstra? Printr-o petrecere. Nu că se mânca, nu că se bea doar, dar era petrecere, înțelegeți? Într-un fel de petrecere era permis aproape orice. Doi, Alexandru cel Mare câștigă concursul celui mai tare bețiv. Nu știu dacă știți. În urma concursului moare. Practic are loc o întrecere
Cine bea cel mai mult, el bea 20 de cupe mari de vin, se zice, în cinstea oaspeților săi, îi bate pe toți. Organismul lui, în urma excesului de alcool, are o reacție destul de puternică, sistemul imunitar cade, se îmbolnăvește, în 10 zile moare. Dar a câștigat concursul ca fiind cel mai tare. Observați cum se întorc lucrurile pe dos în cadrul acestui sindrom regesc. În cadrul acestui sindrom regesc se premiază lucrurile care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Aș putea spune, se premiază vicii, ceea ce oamenii de rând nu își permit acolo, în zona aceasta de elită. E voie. La Roma, cetatea eternă, cei ce erau acolo cunoșteau viața de tip pâine și circ. Pâine și circ. Era capitala lumii. Acolo se îngrămădeau toate bogățiile. Oamenii de acolo stăteau pe plata statului, a împăratului, iar împăratul le dădea pâine ca să aibă să mănânce și circ. Ce este circul? Nu este orice fel de distracție. Circul este reducerea normalității la o stare anormală, când oamenii trăiesc anormal într-un circ. Și la Roma s-a trăit anormal. Uitați-vă la Coloseum. Amfiteatrul acela care era construit pentru așa ceva. Și în Coloseumul acela a luat naștere anormalitatea. Oameni uciși, lupte de gladiatori, perversiuni de toate felurile. Din ce cauză? Cu cât ajungi într-o zonă mai de sus, mai preferată, mai preferențială, cu atât anormalitatea, imoralitatea, păcatul sunt la ele acasă, sunt considerate normalitate. Dostoevski, frații Karamazov, scrie ceva care cred că ar trebui să uimească pe oricine. Vorbește aici marele inchizitor, care este preot, și vorbește despre conceptul religios. El zice așa: o să le dăm voie chiar să și păcătuiască, știind că sunt slabi de îngeri și bicișnici. Și ei, la rândul lor, ne vor iubi ca niște copii, pentru că vom fi fost atât de toleranți cu ei. Cum se câștigă iubirea aici? Pentru că le dăm voie să păcătuiască. Ne putem uimi puțin? Un pastor care dă voie bisericii lui să păcătuiască este numit un pastor bun, poate să fie iubit. Un om care te lasă să fii cum poți poate să fie iubit. De cine? De cine? Le vom spune că oricare dintre păcatele lor va fi de bună seamă răscumpărat de vreme ce a fost săvârșit cu învoirea noastră, și că numai și numai din dragoste
le îngăduim să păcătuiască, luând asupra noastră pedeapsa ce li se cuvine lor. Trăim lucruri pe dos. Sindromul regelui a făcut ca lucrurile să devină pe dos. Regele spune, eu am voie, tu n-ai voie. Sindromul păcătosului care este? Răspunsul la sindromul regelui care e? Ce, numai el are voie? Eu de ce să n-am voie? Și eu vreau să trăiesc așa. Și în felul acesta, mica poartă pe care regele și-o deschide pentru el devine poarta dorită pentru toată lumea. Din cauza asta Dumnezeu nu-și poate permite să fie părtinitor, la unii să le dea voie, la celălalt să nu le dea voie. Chiar dacă este rege, Dumnezeu este la fel, pentru că altfel păcatul s-ar înmulți și ar deveni un premiu pentru păcătoși. Fariseismul este o derivare din asta. Luca 11 cu 46 zice așa: voi puneți pe spatele oamenilor poveri grele de purtat și îi puneți pe ei să le poarte, iar voi nu vă atingeți de ele nici măcar cu degetul. Le spune asta fariseilor. Luca 11 cu 46. Frații mei, asta este zona sensibilă în care se mișcă David. El a trecut de la momentul acela în care în Psalmul 63 spune: o, mă gândeam la tine și în așternutul meu, a trecut din zona aceea în zona în care a zis, eu pot, voi nu, dar mie mi se dă voie. Ceva ciudat astăzi. Datorită acestui sindrom regal, astăzi se impune de undeva de foarte de sus, de la nivelul unor elite religioase sau nereligioase, nu știu, se impune în jos către cei care nu au înghițit toate aceste nenorociri. Se impune satanismul, spre exemplu. New Yorkul și alte orașe mari sunt martori a acestei presiuni. Imagini ale fostului Baal de altă dată sunt în mijlocul orașelor americane, nu cerute de omul de jos, nu cerute de public, nimeni n-a cerut asta. Ele sunt acolo impuse datorită cui? Datorită sindromului regal. Eu am voie. Și apoi toată lumea urmează asta. Suntem în momentul în care homosexualitatea este implementată astăzi în societate de sus în jos. Datorită faptului că există o elită care a păstrat aceste non-valori și le-a considerat ca fiind simbolul libertății. Și sunt impuse. Și lumea se întreabă, dar de unde vin? Așa e sus? Așa e sus? Surprinzător! Surse de aici, de acolo, îmi spun, așa e.
sus. Din ce cauză? Pentru că cineva spune, eu am voie. Tu n-ai voie. V-ați gândit vreodată la rădăcina bârfei? Bârfa are la bază același mecanism. El n-are voie. Și vorbesc despre el pentru că el n-are voie să facă aceleași lucruri în timp ce eu am voie. Bârfa pare să fie mult mai nevinovată. Dar are la bază același principiu. Odată cu bârfa te așezi în zona în care David s-a așezat în momentul în care Satan i-a pregătit căderea. În momentul bârfei, eu îi bârfesc pe toată lumea de jur împrejur și spun, ei n-au voie. Și Dumnezeu spune, fii atent, mai bine te-ai judeca pe tine însuți decât să-i judeci pe ceilalți. De ce oare? Pentru că cel ce judecă pe altul arată că el știe foarte clar să se judece pe sine, dar nu o face. Și atunci Dumnezeu îl va judeca cu aceea judecată. Urmărește gândul acesta și vă mai rog să mai răbdați, să mă mai răbdați puțin de tot și să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 73. Până când veți deschide dumneavoastră, vreau să vă spun că gândul acesta și meditația din seara asta s-a născut datorită faptului că ultima dată când am mers în România m-am întâlnit cu un prieten mai vechi care mi-a spus că nu mai crede în Scriptură și nu-l mai interesează viața religioasă. Și l-am întrebat bine, bine și zice, mă simt foarte bine. Mă simt mult mai bine ca înainte. Mi-a spus, înainte mă stresa. Eram în continuu, plin de teamă, să nu fac aia, să nu fac aia, să nu fac cealaltă. Eram constrâns. Acum sunt perfect împăcat cu mine însumi. Nu mă mai mustră nimic. Am ascultat dialogul meu, am ascultat destul de multă vreme și am încercat să înțeleg. Este o altă formă de strategie regală în care este dat la o parte Dumnezeu și rămân eu însumi. Rămân eu. Și singurul lucru care l-am de făcut este să mă împac cu mine însumi. Și dacă m-am împăcat cu problemele mele, cu căderile mele, cu păcatele mele, cu viciile mele, dacă m-am împăcat cu mine însumi și zic ăsta sunt eu și cu asta, asta este, e bine. E bine? Auziți, Psalm 73. Nimic nu-i tulbură. Versetul 5. N-au parte de suferințele omenești. Versetul 6. Sunt mândri. Ce înseamnă că sunt mândri? Înseamnă că ei se fac modele pentru alți oameni. Ei se expun pe ei înșiși în fața celorlalți oameni pentru ca și ceilalți să fie ca ei. Sunt mândri de ei înșiși.
8. Vorbesc cu răutate de asuprire. 9. Își înalță gura până la ceruri. Ce înseamnă asta? Că își înalță gura până la ceruri. Vorbesc despre lucruri pe care nu le știu, pentru că ei nu știu ce este în ceruri și totuși își înalță gura până la ceruri, își dau cu părerea și vorbesc ca și când ar ști. Și zice că din cauza asta lumea aleargă la ei, pentru că ei își dau ifose ca și când ar fi atot cunoscători. Și atunci lumea aleargă la ei pentru cunoaștere. E cunoaștere? E cunoștință? Nu. Mulțumesc. Așa e. 12. Așa sunt cei răi. Totdeauna fericiți. Și progresează. Nu e așa? Așa zice mai departe. Sunt fericiți și, cum zice mai departe? Progresează. Își măresc bogățiile. Îmi spunea cineva, Valentine, ai întotdeauna grijă cine te liniștește. Cine te face să te simți bine, ai grijă. Cum vă explicați dumneavoastră că aceștia sunt cei răi care nimic nu-i tulbură, n-au parte de suferințele omenești, sunt mândri, vorbesc cu răutate, vorbesc de toate lucrurile ca și cum știu toate lucrurile, lumea aleargă la ei, le cere sfatul, sunt fericiți, progresează. Cum vă explicați dumneavoastră că cei răi n-au nicio problemă? Cum vă explicați? Răspunsul este simplu și îl dă Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni. El spune așa, erați morți în păcatele voastre. Starea de mort este cea mai liniștită stare a cuiva. N-ai ce face. E liniște deplină. Pe toate fronturile. Ceea ce știu despre David este că din momentul în care a sucombat sub păcatul său, n-a mai avut liniște. Așa știu. Nici zi, nici noapte. Știu că a trecut prin cea mai cruntă perioadă de existență din viața lui. Știu că s-a luptat să rezolve problemele politic, strategic, oricum. Și aproape un an de zile a stat sub umbra acestei probleme încercând să o rezolve. Se căsătorește cu Batșeba, o aduce la el acasă și când toate lucrurile sunt aproape să fie în regulă, vine Natan și îi spune, tu ești omul acela. Citesc în Cartea Patriarhi și Profeți ceea ce Dumnezeu spune, era cazul ca Dumnezeu să intervină, pentru că dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu, tot poporul ar fi învățat complexul regal. Și anume, e bine să păcătuiești. Păcatul e un fel de premiu. Dacă ești bogat, premiu este poți să faci orice. De ce n-am putea să facem și noi orice? Poporul a fost la un pas să învețe această nenorocită lecție. Lecție pe care astăzi societatea noastră o trâmbițează în stânga și în dreapta și spune, dacă vrei să fii liber, atunci? Dacă vrei să fii liber, atunci? Nike. Ce înseamnă Nike?
Ești liber, fă ce vrei. Dacă vrei să fii puternic, atunci Nike. Fă-o, ești puternic. Dacă vrei să te împaci cu tine însuți și să fii fericit, atunci fă tot ceea ce vrei. E complexul regal, sindromul regelui care spune eu am voie. Și până la urmă, noi de ce n-am avea voie? Proverbe capitolul 8 cu 13. Frica de Domnul este ce? De data asta nu e asta. Frica de Domnul este urârea răului. Trebuie să existe în caracterul, în demnitatea și în ținuta unui om această ură față de rău. Dacă am pierdut-o, nu mai suntem oameni, cu atât mai puțin creștini. Am vorbit despre David la început, om iubit de Dumnezeu și care îl iubea pe Dumnezeu. Întrebarea a fost, cum de a ajuns David să păcătuiască? El, omul care a iubit neprihănirea. Răspunsul a fost, datorită acelui complex regal în care cineva i-a șoptit, tu ai voie. Tu ai voie. Și din momentul acela, în David s-au răsturnat niște lucruri. El care se temea de Domnul și care îl iubea pe Domnul, a început să nu mai urască ce? Răul. A început să nu mai urască răul. Este primul pas. Al doilea pas, sau nu știu dacă aceasta este regula, dar citesc în mărturirea lui David, psalmul 63, pe care l-am studiat altădată, spune, când mi-aduc, versetul 5, mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase, gura mea te laudă cu strigăte de bucurie când mi-aduc aminte de tine în așternutul meu. Spuneți-mi, vă rog, când striga David cuvinte de bucurie? Poftiți? În așternutul lui, noaptea. Nu e metaforă, cel puțin așa înțeleg eu. Înțeleg că David chiar făcea lucrul ăsta. Când mă gândesc la tine în timpul priveghiurilor nopții. A fost o relație strânsă între David și Dumnezeu și apoi relația aceasta s-a rupt, s-a frânt. Vă aduceți aminte de textul care spune noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați după chipul său, din slavă în slavă. Ideea ar fi, noi suntem schimbați cum? Privind la El. Privind, suntem schimbați. Câtă vreme David a privit la Domnul Iisus Hristos a fost extraordinar. Câtă vreme au fost împreună, câtă vreme Domnul i-a lățit calea, câtă vreme l-a ajutat să întindă arcul, câtă vreme a sărit cu Domnul peste zid, câtă vreme Domnul Iisus Hristos era la dreapta lui continuu. Viața lui a fost superbă. Apoi, dintr-o dată, a început să nu mai fie. Și complexul acela regal, ai voie, și-a făcut loc. Vreau să te întreb. Și vreau să mă întreb. Suferim cumva de complexul regal? Sunt anumite lucruri pe care ni le dăm voie. Sunt anumite lucruri pe care ni le permitem pentru că de sunt eu și eu țin la mine. Sunt sau nu sunt?
Aș vrea să închei cu o vreme târzie. David a încheiat capitolul păcatului său. Este la capitolul consecințe. Eu văd căderea lui David așa ca un U. Coboară și apoi urcă. Cade în groapă și apoi iasă. În momentul în care David iasă, se face o schimbare în viața lui. El care avusese complexul regal, lațul care îl făcuse să cadă, el rezolvă problema printr-o schimbare dramatică. Și se găsește momentul ăsta cu care aș vrea să închei, undeva în momentul în care el fuge de Absalom, de fiul său, și iese afară din Ierusalim. 2 Samuel, capitolul 15. Când pleacă acolo cu tot poporul plângând după el, spune versetul 23, a venit acolo Țadoc, preotul, marele preot. A venit cu toți leviții și a adus chivotul legământului lui Dumnezeu. Au așezat jos chivotul lui Dumnezeu și Abiatar se suia în timp ce tot poporul îi sprăvea de ieșit din cetate. Ce faci, David? Îl iei pe Dumnezeu cu tine sau nu îl iei? Iei chivotul cu tine sau nu? Împăratul a zis lui Țadoc: du chivotul lui Dumnezeu înapoi în cetate. Nu Dumnezeu trebuie să vină după mine, ci eu trebuie să vin la Dumnezeu. Auziți, dacă voi căpăta trecere înaintea Domnului, mă va aduce înapoi. Preocuparea lui David în momentul ăsta nu mai are nimic de a face cu complexul regal. Pe David, David se întoarce înapoi la ceea ce fusese înainte și se întreabă simplu: mă mai iubește Dumnezeu? Pe David îl interesează harul lui Dumnezeu, îl interesează legătura lui cu Dumnezeu, îl interesează această relație în dreptul lui, nu în dreptul nimănui, în dreptul lui. Și spune așa: dacă voi căpăta trecere înaintea Domnului, este exact definiția harului lui Dumnezeu, a căpătat trecere înaintea lui. După fiecare moment de cutremurare, după fiecare moment de cădere, singurul lucru care trebuie să frământe viața și ființa unui copil al lui Dumnezeu este: Doamne, unde e iubirea ta? Unde e? Mă duc să o caut. Versetul 26: dar dacă va zice nu-mi place de tine, să facă ce va crede cu mine. Nu-mi pasă. Auziți? David spune: nu-mi pasă de viața mea. Iubirea lui Dumnezeu face mai mult decât orice. În momentul acesta David împlinește ceea ce spunea altădată: bunătatea lui Dumnezeu face mai mult decât... Vi-a adus acea aminte? Mai mult decât viața. Revenirea lui David este extraordinară în relația cu Dumnezeu. El n-are unde să se ducă în altă parte, se retrage acolo ca Ilie. Fuge Ilie, fuge! Nu contează că fuge, contează unde fuge. Ilie fuge unde? La muntele lui Dumnezeu. Dacă ar fi fugit în altă parte, era altă poveste. Aș putea să spun de depresie, aș putea să vorbesc de toate celelalte, aș putea să-l judec pe Ilie în orice fel. Dar Ilie fuge în brațele Dumnezeului lui. Oh, ce fugă! O, ce fugă frumoasă! O, ce căutare, ce rezolvare, ce soluție! Unde fugi când ești deznădăjduit? Unde fugi când se clatină pământul sub picioare? Unde fugi? Fugi în brațele lui Dumnezeu sau nu? David, ce se întâmplă cu tine?
când toate s-au prăbușit în jurul tău, toate parcă nu mai sunt cum au fost, unde te duci? Și David spune, să capă trecere înaintea lui Dumnezeu. Atât. Și dacă capă trecere înaintea lui, e mai de preț decât viața. Dragii mei, lațul lui David sau lațul în care, care i s-a întins lui David ne privește pe toți. Soluția pe care ne oferă David este mai de preț decât orice alt lucru din căderea lui. Soluția aceasta, ieșirea din groapă, căutarea dragostei lui Dumnezeu, binecuvântarea aceasta a feței Domnului Iisus Hristos pe care o întâlnește din nou, este soluția pentru el și pentru fiecare dintre noi. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru că prin Domnul Iisus Hristos ne-ai făcut să iubim neprihănirea ta. Îți mulțumim pentru că ne-ai dat putere să urâm răul și păcatul cu toate posibilitățile lui. Îți mulțumim pentru că, Doamne, ne-ai învățat să ne judecăm pe noi înșine în primul rând și conștiința noastră să fie armonizată cu voia ta și cu gândul tău. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ești atât de bun încât după orice cădere avem unde să ne întoarcem. Și îți mulțumim pentru că dragostea ta face mai mult decât viața. Harul și bunătatea ta face mai mult decât orice bun al lumii acesteia. Îți mulțumim pentru că noblețea ta este atât de puternică și atât de mare încât prin frumos și prin bine obligă viața noastră la mai bine întotdeauna. Și te rugăm să ne ajuți, Doamne, să creștem în cunoașterea ta în fiecare clipă. Doamne, ne predăm în brațul tău și te rugăm frumos să ne primești și să ne ajuți să mergem de mână cu tine, pentru ca să ne întărești tu pașii, să lărgești cărarea sub mersul nostru, să ne dai putere, Doamne, să fii cu noi în orice moment și în orice criză a vieții noastre, să faci din noi niște biruitori care întind arcul prin puterea ta și deschid porți de aramă datorită faptului că tu ești alături de noi. Nu lăsa poporul tău să fie înfrânt și dacă vreunul dintre noi a căzut, ridică-l prin bunăvoința, bunătatea, harul și dragostea ta. Și ajută-ne, Doamne, ca în căutarea iubirii tale să nu pregetăm niciodată. Te dorim, te invităm în viața noastră, rămâi cu noi, Domn, Mântuitor și Binecuvântare. Amin.